Haideți să fim alături de Bogdanel și de familia lui. Acesta este mesajul pe care Gabriela Zamă și copiii de la Club ABC After School vor să vi-l transmit la Zamă. Bună ziua, Gabriela! Mulțumesc că ne-ai primit la tine, unde se desfășoară atât de multe lucruri. Bine ați venit! Și stăm de vorbă despre acest apel către Pietreni. Haideți să fim alături de Bogdanel. Bogdanel este un copil cu o gravă problemă de sănătate care are nevoie de noi în aceste momente să strângem câte puțin din ce avem noi, să-l ajutăm să se facă mai bine. Am zis așa pe scurt, ca așa. Tu să-mi zici pe larg povestea, de ce tu, de ce copiii de la club și de ce în spatele acestei povești sunt mai multe lecții de viață și e foarte frumoasă inițiativa, pentru că nu e ceva pregătit doar pentru Bogdan, ci copiii tăi, că sunt copiii tăi de aici, învață să fie oameni, fiind mai buni și dăruind. E adevărat, Bogdan este cel care va fi beneficiarul acțiunii noastre. Noi profităm de faptul că este vacanță și întotdeauna există tradiția asta la Club ABC. În vacanța de toamnă noi facem festivalul de alte arte și alte arte sunt acele arte care nu se învață la școală, dar care ne fac să fim mai buni și ne ajută să ne privim unii pe ceilalți cu mai multă înțelegere și deschidere. Cum spuneam, în săptămâna de vacanță, copiii fac tot felul de activități și vom încununa efortul de această săptămână, care este nu un efort, ci o plăcere, cu un vernisaj. Și este vorba de un vernisaj, o expoziție caritabilă. Este modul nostru de a face un apel către cei care ne-ar putea ajuta să ajutăm la rândul nostru. Da, lecțiile pe care copiii de la noi le învață sunt unele foarte frumoase și indiferent că ei au 6, 7 sau 10 ani, îmi doresc foarte mult să știe că pot încă de la vârsta asta să schimbe ceva în bine. Împreună cu ei și cu cei care ne vor fi aproape la Galeria Era, acolo unde va fi vernisajul expoziției noastre, La Hotel Central, sperăm să strângem o parte din suma de care Bogdan are nevoie, pentru că el, datorită unei afecțiuni la inimă, are nevoie acum de un transplant de plămâni. Bogdan are 9 ani. Și boala lui este mai veche, dar în ultima perioadă lucrurile s-au înrăutățit și este absolut vital ca el să ajungă la Viena, să fie înscris într-un program pentru transplant. Primul pas pe care noi ne dorim foarte mult să-l facem este să aibă fondurile necesare pentru a face drumul până acolo, pentru a face setul de analize, toate investigațiile care sunt necesare. Urmând apoi să intre într-un program pe o listă de așteptare. Exact. Suma pentru transplant este de 120.000 de euro, dar orice călătorie începe cu primul pas și noi sperăm ca primul pas să-l putem face pentru Bogdan împreună. Adică să adunăm o parte din bănuții care îi trebuiesc pentru drum și pentru această primă etapă. Ce știu copiii că vor face? Ce au înțeles copiii de la After School că vor face, vor desena, că fac niște desene pe care le vor vinde, iar fondurile vor fi pentru Bogdanel? Ce au înțeles ei exact că fac acolo? Noi avem o tradiție în a ajuta și unii dintre ei care sunt de mai mult timp aici știu deja că am mai făcut asta. Acum 2 ani am cumpărat proteze auditive pentru un alt băiețel. De data asta au înțeles că ei sunt foarte norocoși, că pot să respire, un lucru care pare banal, dar că nu pentru toată lumea e atât de simplu și de ușor.
și ei fac cu foarte mare bucurie tot ce le propunem săptămâna asta, tot felul de activități care sunt atractive, relaxante, plăcute. Noi vom pregăti un moment la vernisaj, va fi așa un mini spectacol pentru cei prezenți, prin care încercăm să transmitem mesajul nostru, să sensibilizăm oamenii prin acțiunea noastră, acțiunea unor copii care ajută alt copil. Da. Spune-ne câteva cuvinte despre Bogdanel. Cum este el? Ce îi place să facă? Cum vede el viața, sănătatea pe care acum prea o are? Bogdan, deși n-a mers nicio zi la școală, este deși în clasă. Are 9 ani. Are 9 ani, este în clasa a 4-a, face învățământ la domiciliu. Vine o doamnă învățătoare la el acasă și este un copil care se descurcă foarte bine la lecții și este la fel ca toți ceilalți din punct de vedere a cunoștințelor pe care le-a dobândit până la vârsta asta, doar că nu are voie să fie în colectivitate. Este un efort prea mare pentru el. Deci este un copil care își dorește să fie în preajma copiilor, dar din păcate nu poate să fie atât cât și-ar dori. Are vise, are speranțe, are încredere că într-o bună zi va juca fotbal, se va juca cu alți copii, așa și cum... Și va fi într-o clasă și va răspunde la ore alături de colegii lui. Pentru el este important acum să treacă cu bine peste etapa asta care e grea pentru el, pentru familia lui. Nu e ușor. Și tocmai pentru că nouă ne este ușor, doar pentru că suntem sănătoși, putem face mai mult pentru el. Ce simt părinții lui în aceste momente? Părinții sunt extrem de dedicați și nu vorbesc de acum, vorbesc de câțiva ani. Ei au mers periodic la Târgu Mureș și l-au ținut sub observație extrem de bine și sunt foarte serioși în a respecta tratamentul și tot ce medicile au, dar posibilitățile sunt limitate. Este o sumă foarte mare și cu venituri mai substanțiale tot ar fi un efort, dar chiar pentru ei este imposibil. Așadar, e un apel către toți cei de acasă, către toți adulții, să învețe ceva de la copii, să fim cu toții mai buni, să ajutăm un copil să respire, să se joace, să fie alături de cei de vârsta lui, să aibă o viață normală, cum a zis Gabi, să ajutăm cu primii pași, pentru că îl așteaptă un drum lung. Acesta e pentru setul de analize și apoi greul urmează. Dar, cu bucurie și cu zâmbetul pe buze, vă așteptăm. Deci, Gabi, ultimul cuvânt către cei de acasă, încă o dată spune-le. Unde și când? 3 noiembrie, galeria era din cadrul hotelului Central Plaza, ora 17, împreună putem să-l ajutăm pe Bogdan și împreună putem să schimbăm un destin. Eu cred că stă în puterea noastră să fim modele pentru copii și să ajutăm oamenii așa cum și alții poate ne-ar ajuta pe noi la nevoie. Vă mulțumesc și vă așteptăm joi, 3 noiembrie, la Galeria Era de la Central.